În data de 13 mai, în jurul orei 22, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sectorul Poliției de Frontieră Cerna-Vodă, în cadrul unor activități informative operative desfășurate în zona de competență, au observat o embarcațiune în care se aflau doi bărbați și mai multe recipiente de dimensiuni mari, care se îndrepta către o navă ancorată la malul stâng al Dunării. Polițiștii de frontieră s-au deplasat la fața locului, moment în care cei doi bărbați au fost surprinși în timp ce încărcau, cu ajutorul unui furtun, pe o navă FG Elena, pavilion Slovacia, în 8 recipiente de tablă și plastic de aproximativ 200 de litri fiecare, aflate la bordul embarcațiunii, produs petrolier cu miros specific de motorină. În cadrul verificărilor s-a stabilit că persoanele implicate sunt doi cetățeni români în vârstă de 17, respectiv 20 de ani, domiciliați pe raza județului Constanța. În urma declarațiilor celor în cauză, s-a stabilit faptul că întreaga cantitate de produs petrolier a fost încărcată cu sprijinul comandantului navei FG Elena, în vârstă de 47 de ani, care le-a facilitat accesul pe navă în schimbul sumei de 700 de euro. Polițiștii de frontieră au ridicat în vederea continuării cercetărilor 1500 de litri de produs petrolier cu miros specific de motorină, cu valoare de aproximativ 8000 de lei și suma de 700 de euro găsită asupra unuia dintre cetățenii români, totodată fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. De asemenea, embarcațiunea folosită la transportul motorinei, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, a fost indisponibilizată conform procedurilor legale până la finalizarea cercetărilor.